O surpriză, dar acum desemnez pentru poziția de prim-ministru al României pe domnul Marcel Ciolacu, pe care îl invit să formeze un guvern al coaliției și să continue munca dedicată, serioasă, eficientă și eficace a coaliției cu acest guvern care se va forma probabil în scurt timp. Domnule prim-ministru desemnat, vă doresc mult succes în negocierile pentru formarea guvernului și vă aștept pentru depunerea jurământului. Aș dori să vă transmit la mulți ani. Mulțumesc. De ziua dumneavoastră. În al doilea rând, aș dori să-i mulțumesc domnului președinte al Partidului Național Liberal, domnului Nicolae Ciucă, pentru gestul de onoare pe care l-a făcut și n-aș dori să-i mulțumesc din postura de prim-ministru desemnat. Aș dori să-i mulțumesc din postura de român, pentru că prin gestul său România a trecut într-o altă etapă. A trecut într-o etapă de democrație consolidată. Dacă guvernul României, condus de Nicolae Ciucă, a adus și a fost despre stabilizarea României, așa cum ați menționat și dumneavoastră, îmi doresc ca viitorul guvern al României, condus de către mine, să fie despre economie și reformă. Așadar, avem un nou premier desemnat de președintele Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu este al patrulea premier social-democrat desemnat de când este președinte Klaus Iohannis. Din acest motiv, o parte a opoziției consideră că este un moment cel puțin rușinos pentru România. După ședințe separate la partid, liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au făcut aseară declarații de presă și au prezentat lista miniștrilor propuși pentru viitorul executiv. Aceștia vor fi audiați astăzi în comisiile permanente ale Camerei Deputaților, respectiv Senatului, urmând ca mâine să fie dat votul în plenul reunit al Parlamentului pentru noul executiv al României și depunerea jurământului la Palatul Cotroceni. Între timp, premierul desemnat a prezentat și programul de guvernare. Eu nu voi conduce guvernul PSD-PNL, ci guvernul României, a declarat Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu a precizat că socialdemocrații propun un plan cu 5 mari obiective. Rezolvarea odată pentru totdeauna a problemei pensiilor speciale și adoptarea noii legi privind salarizarea unitară. Stoparea creșterii prețurilor, refacerea puterii de cumpărare. Dezvoltarea sistemelor publice de educație și sănătate. Principalul argument pentru a-i convinge pe românii plecați să se întoarcă în țară. Patriotism economic, de fapt, dezvoltare economică prin creșterea producției naționale, atragerea de bani europeni și alocări bugetare, crearea de locuri de muncă mai multe și mai bine plătite. Avem foarte mult de muncă în următorul un an și jumătate împreună. Liderul PNL Nicolae Ciucă spune că guvernarea de până acum a reușit să mențină România în echilibru într-o perioadă cu crize multiple. România a reușit în această perioadă deosebit de complicată. Guvernul României a reușit să treacă cu bine peste toate aceste situații de criză. Am reușit să facem în așa fel încât să realizăm cea mai mare absorpție de fonduri europene. Guvernarea se va face de acum fără UDMR. Lucrurile, sigur, se opresc, fiindcă pur și simplu nu am reușit să ajungem la un consens. Regret enorm de mult, am arătat, dincolo de seriozitate, dincolo de profesionalism, dincolo de responsabilitate și flexibilitatea necesară, dar la impuse nu se poate lucra. Joi sunt programate votul în plen pentru noul guvern și depunerea jurământului la Palatul Cotroceni.